angajați ai exploatărilor miniere din Valea Jiului au decis să protesteze public din cauza că nu le-au fost acordate facilitățile promise. Membrii Ligii Sindicatelor Pensionarilor Mineri din Valea Jiului ies în stradă în 10 noiembrie și vor merge în marș în fața companiei Huilei și a primăriei din Petroșani pentru a cere subvenții la termoficare și energie electrică. Au venit cu propunerea ca în data de 10 noiembrie, la ora 10, în față la CEC, la CEC-ul din Petroșani, și pe această cale fac un apel la toți pensionarii, indiferent de categoria socială din care au ieșit mineri și nemineri, să vină în data de 10 la ora 10 în față la CEC. De aici asta e traseul pe care l-am stabilit astăzi, mergem până la combinat, în fața combinatului sau în curte, dacă putem să intrăm în curte, și după aceea în față la Casa de Cultură și în fața primăriei din municipiul Petroșani. Ăsta este traseul pe care l-am stabilit și care vom manifesta în mod civilizat, în mod pașnic, cu respectarea legislației în vigoare, bineînțeles. Pensionarii din Minerit au nevoie de subvenționarea plății energiei electrice conform contractului colectiv de muncă, de subvenții la căldură. Ei s-au întâlnit până acum cu responsabilii din compania Huilei Petroșani, cu prefectul județului Hunedoara, Otil Odejji, dar și cu primarii Văii Jiului, dar nu au ajuns la niciun rezultat. Din această cauză, oamenii ies în stradă într-o săptămână. Responsabilii de la Banca Mondială sunt așteptați în aceste zile la Aninoasa. Potrivit primarului Ilie Bodgros, reprezentanții instituției bancare sunt în aceste zile la București, iar la Aninoasa vin să semneze contractul de finanțare al minei muzeu. Proiectul se află la jumătate și, așa cum recunoaște și primarul, în această săptămână la Aninoasa au fost reprezentanții Ministerului Economiei, care au făcut calculele necesare. Pentru mina muzeu mai sunt necesari 700.000 de dolari, bani pe care i-ar putea aloca în aceste zile Banca Mondială. Asta în timp ce ecologizarea fostului perimetru minier de la Ninoasa este realizată în proporție de 90% și va fi gata în această lună. În ce privește mina muzeu, care se va construi în acest oraș, primarul Bodgros crede că aceasta ar putea fi gata anul viitor, însă toate speranțele sunt puse în vizita celor de la Banca Mondială din această săptămână. INSEMEX Petroșani va organiza în această lună ediția cu numărul 5 a simpozionului internațional Sănătate și Securitate în Muncă, SESAM 2011. Manifestarea derulată în parteneriat cu Universitatea Petroșani și Inspecția Muncii București se dorește a veni în sprijinul activităților de cercetare și inovare, intenționându-se și stabilirea pe această cale a unor proiecte de colaborare internațională în domeniu. Totodată, seminarul are drept scop diseminarea, promovarea și prezentarea rezultatelor cercetărilor atât a celor din INSEMEX sau Universitatea Petroșani, cât și a celorlalte instituții participante. La fel ca și la edițiile anterioare ale manifestării SESAM 2011, va reuni o întreagă pleiadă de specialiști atât din țară cât și din străinătate. Până în prezent și-au certificat participarea la lucrări cercetătorii ce activează în cadrul mai multor inspectorate teritoriale de muncă din România, dar și circa 50 de invitați de peste hotare. Aceștia vor veni din Polonia, Ungaria și Statele Unite ale Americii. Simpozionul se va desfășura în perioada 9-11 noiembrie și va fi găzduit de un hotel din stațiunea montană Sinaia. Sute de oameni ajung la centrul de transfuzii sanguine din Petroșani pentru a dona sânge. Mulți fac acest gest din necesitate, pentru că s-au obișnuit periodic să vină și să doneze sânge, dar și pentru cele câteva facilități care le sunt acordate. Nu e criză de sânge în Valea Jiului, iar acest lucru o recunosc cei care gestionează stocurile existente și care spun că, în medie, cam 200 de oameni ajung lunar să facă astfel de gesturi. Nu se poate vorbi de o criză de sânge, pentru că întotdeauna, ca în legile lui Murphy, lipsește grupa de care este cea mai mare nevoie. Adică în spital există o așa numită lege a seriilor. Vin bolnavi pe o anumită grupă, zero de exemplu. Noi avem donatori și pe grupa zero și pe toate grupele în general. Dar se întâmplă că în acel moment, fiind solicitarea foarte mare, să nu fie suficient sânge pentru grupa zero. Deci așa se întâmplă în toată țara și mai... E ca și o regulă, cum s-ar zice, nescrisă, dar sânge este. Donatorii primesc o zi liberă în care să se refacă după ce donează sânge și câteva bonuri valorice. Ca o
recompensă sunt acele 7 bonuri de masă a 9 lei fiecare bon ca valoare și o zi liberă care în mod normal ar trebui să fie și acea zi liberă și plătită. Dar nu toate instituțiile respectă această lege. Cei mai mulți dintre donatorii de sânge sunt mineri, ori foști mineri. Ei vin acum pentru că așa s-au obișnuit de ani de zile. Mulți sunt clienți mai vechi ai centrului de transfuzie și printre ei se numără și câteva femei. Pavelele și bordurile care acopereau centrul municipiului Petroșani vor fi scoase la vânzare. Este vorba despre cele care în prezent sunt scoase și urmează a fi înlocuite cu altele conforme cu proiectul care prevede modernizarea zonei respective. Persoanele care doresc să le achiziționeze sunt așteptate pentru prezentarea ofertei la primărie. Cei care doresc să achiziționeze aceste pavele trebuie să se îndrepte către primăria municipiului Petroșani cu o cerere în care să specifice cantitatea pe care doresc să o achiziționeze, să ne lase un număr de telefon pentru a fi contactați. În momentul în care se ridică mai multe astfel de dale de pe zona respectivă, în funcție de vechimea cererilor, oamenii sunt contactați pentru a veni cu mijloace proprii de transport să și le ridice. Sigur, după ce achită contravaloarea acestor materiale la caseriile municipiului Petroșani. În timp ce dalele de marmură întregi vor fi valorificate de către edilii locali, cele sparte sau cu defecțiuni urmează a fi aruncate. În județul Hunedoara, în urma recensământului, au fost luate în evidență circa 193.500 de locuințe și 410.000 de persoane. Printre acestea se numără atât cele prezente, cele temporar absente, cât și cele plecate pe o perioadă mai lungă din gospodăriile din care fac parte. Potrivit datelor preliminare, cele mai populate localități ale județului sunt Deva, cu 57.565 de locuitori, Hunedoara, cu 57.524 de locuitori și Petroșani, cu 35.239 de locuitori. În România, potrivit Institutului Național de Statistică, au fost înregistrate circa 8,4 milioane de locuințe și 19,6 milioane de locuitori. Totuși, numărul românilor ar putea fi cu ceva mai mare, deoarece datele recensământului abia încheiat nu-i cuprind și pe cei care au apelat la metoda auto-înregistrării, pe cei din spațiile colective de locuit sau pe cei recenzați prin structurile Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe sau persoanele plecate din țară pe o perioadă mai îndelungată. Administrația piețelor din Petroșani amenajează în aceste zile un abator la Petroșani. Acesta va funcționa potrivit noilor reglementări în domeniu și măcelarii își vor putea sacrifica animalele în spatele pieței. Pentru a îndeplini criteriile și cerințele formulate de Direcția Sanitară Veterinară, am achiziționat deja un palan manual pentru ridicarea animalelor la sacrificare, după sacrificare și pentru dat jos blana și intestinele. Am făcut demersurile și am achiziționat un asomator și suntem pe ultima 100 de metri pentru obținerea autorizării de funcționare permanentă a acestui punct de sacrificare de la DSV. Acest abator îi scutește pe comercianții de carne proaspătă de drumuri inutile și de costuri suplimentare. Până acum, crescătorii de animale făceau 10 de kilometri să-și sacrifice animalele, iar administratorul pieței are și două variante în ce privește felul în care erau tăiate vitele. Două variante. Varianta serioasă, erau foarte negăjiți că trebuiau să meargă la distanțe foarte mari și varianta comică, temir pe unde. Abatorul de la Petroșani va fi singurul funcțional din Valea Jiului, iar aici vor putea fi sacrificate oi, viței, capre și porci, numai bătrâni de 16 luni. Casa de Cultura Studenților din Petroșani găzduiește, până în data de 15 noiembrie, o expoziție de fotografie și artă digitală. Lucrările sunt semnate de 3 membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Deva și sunt inspirate din natură. În 28 octombrie a avut loc la Casa de Cultura a Studenților din Petroșani vernisajul unei expoziții de fotografie și artă digitală.
semnată de 3 autori, reprezentanți ai Uniunii Artiștilor Plastici din DEFA. Este vorba despre Kalman Strarski, Petrișor Crăciunoiu și Ovidiu Rațiu. Au expus cu precădere peisaje, de altfel expoziția se și intitulează Locuri, Timpuri, peisaje deosebite din regiunea Valea Jiului, parțial prelucrate pe computer, care însă au găsit un ecou în rândul publicului participant la vernisaj. Au fost numeroși tineri, studenți și elevi, care au putut aprecia calitatea lucrărilor expuse, iar vernisajul și întreaga expoziție, ce va fi deschisă până în data de 13 noiembrie. Următoarea manifestare cultural-artistică găzduită de către Casa de Cultură a Studenților din Petroșani este programată, avea loc după data de 15 noiembrie. Este vorba despre ediția din acest an a Salonului de Artă Plastică.